Coreea de Sud este grav afectată de inundațiile din ultimele zile. Numeroase mașini au fost blocate într-un tunel inundat de apă și noroi. Operațiunea de salvare este îngreunată de cantitatea mare de mâl acumulată. Președintele Yoon, aflat într-un mini-turneu în străinătate, a cerut mobilizarea tuturor resurselor pentru salvarea eventualilor supraviețuitori. Echipele de salvare lucrează zi și noapte contra cronometru. De la declanșarea potopului și-au pierdut viața 31 de oameni, iar 7800 au fost mutați în zone mai înalte. Meteorologii au avertizat că ploile torențiale vor continua.